votați. Unde mergeți? A, așa cum vă înțeleg, nu vă înțelegeam. Merg aici în primărie, nu-i primărie aici? La care sector doriți să ajungi? Că sunt mai multe birouri, ca să știu unde să vă îndrum. Cu ce probleme, dacă nu e secret? E secret, nu pot să vă spun dumneavoastră, sunteți paznic, nu? Sau ce sunteți? Cine sunteți? Eu sunt. Da. Cine sunteți? Cum vă numiți? Un ecuson? N-aveți echipament? Când primesc echipament și ecuson, atunci o să fiu un ăla. Unde doriți să ajungeți? Da, nu știu, domnule, cine ești. Ce o să... Vreți să chem poliția? Da. Te rog frumos să chem poliția. Dar te rog să sun la 112. Nu te rog, că n-am fost împreună nici la școală, nici la curte. Nu știți limba română, domnule dumneata. Nu, cu dumneavoastră. Așa v-am vorbit și dumneavoastră, mă aștept ca să vorbiți și v-am așa spus, cu... te rog. Știi ce înseamnă te rog în limba română? Eu știu ce înseamnă. Ce înseamnă? Spuneți unde doriți să ajungeți. Cum? Nu vă înțeleg. Nu mă înțelegeți? Aveți ceva cu domnul de la poartă? Dar nu știu cine sunteți dumneavoastră, primul rând. Ca să vă... Trebuie să vă... Eu discutam cu domnul dumneavoastră, vă că sunteți cu... taxiul. Dumneavoastră ați intrat, auziți cuvinte și expresii silitoare de față cu intrat, de față cu două doamne. Nu vă este rușine, domnule? Chiar nu vă este rușine? Unde doriți să ajungeți ca da, să pot să vă îndrum. Dar nu vă este rușine să vorbiți cu domnule, dumneata. Uite că o să te și filmez cu ocazia asta, să te vadă lumea. Dar nu ți-e rușine să vorbești cu două aici doamne așa? Aici este teren public ca să filmați. Nu e voie. Domnul. Cine a spus, domnul? Eu am zis. Cine e domnul dumneata? Rezolvăm. Dar cine ai ajuns? Dar nu ți-e rușine să vorbești cu două doamne așa? Dar ce? Eu v-am domne, vorbit. Domne, nu mai puțin obraz, nu. Mie mi-a fi rușine de femeile astea. Dar ce, trebuie să am obraz în fața ta? Rezolvăm altfel, domne. Domne, sunt două doamne acolo. Domne, ăsta ai vorbit instituție... vulgar. Ai vorbit vulgar, dumneata. Ăsta e instituție vorbit... publică, băi. Unde ce? Vrei să ajungi? Domne, nu știu cine ești dumneata în primul rând. Eu dar ce, trebuie, dacă tu intri într-o instituție, da, eu trebuie să... Uite, ești murdar pe haine, nu știu cine ești. Bă, păi ești murdarul la față, băi. Păi, dar nu știu cine da. Ești și ce vrei. Dar trebuie să mă prezint la tine, băi. Păi, dacă... Da. Auzi, eu am intrat să intru în primărie aici. Să asta vorbesc... aici nu e primăria, măi. Păi, primăria nu e în centru. Consiliul local ce-o fi. Intru să întreb ceva și... Hai să-l dumneata să vorbești vulgar. Doctore, fii atent. Doamne, să-ți fie rușine. Dacă nu știi să te porți, atunci du-te acasă. Du-te... La maică ta să te învețe, băi. Doamne, du-te dumneata acasă, că ai vorbit vulgar. Sunt două doamne acolo. Da. Să-ți fie rușine că ai niște ani și ai degeaba. Da, numărul 27. A schimbat poliția, domnule? Da, mulțumesc frumos, la revedere. Pentru ce a schimbat poliția? De aia că nu vreți să spuneți unde să ajungeți, nu pot să mă înțeleg cu dumneavoastră, nu vă cunosc, nu pot să vă las unde să intrați. Dar nu știu cine sunteți. De asta v-am spus, spuneți cum vă numiți, să văd dacă aveți un ecuson, să știu cu cine vorbesc. N-am spus că nu spun, dar să știu cu cine, nu știu cu cine, cui să mă adresez. Iona Pătchivană. Iona Pătchivană. În afară de chestia asta, dumneavoastră nu cunoști limba română. N-ai trebuie să atați pe corine. Nu am problemă. Iar nu știu cum e, dar mașa de baia o rog eu. Ai chemat poliția? Am chemat. Ai sunat poliția? La 112. Am chemat poliția. Păi uite, eu plec acum. Vă primește. Plec acum, auzi. Că ai chemat poliția, plec, na. Eu nu-s obligat să stau aici, să aștept poliția. Nu, nimeni nu vă reține. Dar de ce să aștept? Plec. Uite, ce? Mă rețin dumneata contra voinții mele? Ce provocator, domnule? Dumneata ai înjurat în fața la atâta lume, domnule. Du-te, domnule, acasă, dacă lucrezi ceva pe aici, dă-ți demisia. Ia uitați, domnule, cum înjură. Vedeți? Vi se pare normal? Fiecare răspunde, nu, dar acum, pentru acțiunile sincer, sale. Că, bă, eu că ai intrat acolo. Pentru al meu și dumneavoastră pentru al dumneavoastră. Dar vi se pare normal să înjure așa? Un cetățean care plătește taxe și impozite în țara asta, că el m-a înjurat pe mine, care eu plătesc anul trecut. Dumneavoastră aveți ce aveți cu el, el cu dumneavoastră. N-am nimic, domnule, cu el, n-ați înțeles. Eu am ce am cu dumneavoastră, eu vorbeam m-am cu... întrebat unde doriți să ajungeți, da, domnule, da, și eu ceva, și eu am cerut să-mi spuneți mie cum vă numiți și dacă aveți cine cu son, ca să știu cum mă prezint, să spun, domnule, uite, sunt cu Tărică, vreau să ajung la
ce e aici? Că eu am crezut că e primărie. Nu v-am întrebat cine sunteți. V-am întrebat unde doriți să ajungeți. Nu mă interesează cine sunteți. Cine sunteți vă interesează, îl interesează pe poliție. Aici este primărie? Nu este primăria, este direcția de asistență socială. Da, și eu am crezut că e primărie, na. Vedeți, ce trebuia să... Dar nu știu, nu aveți nici domnul, nu știi cine este. M-ai conjurat, domnule. Domnul m-a conjurat, domnul. Asta ați învățat cu cuvântile alea, vulgarele știți. În română numai pe astea le știți. În română numai pe astea le știți, să-mi jurați și atât. În română știm destul de bine cât este necesar. Păi nici dumneavoastră nu știați că la un moment dat când m-a spus, te rog, mi-a spus că nu știu ce. Nu, le amestecați. Atâta timp cât eu vă vorbesc cu dumneavoastră și dumneavoastră mă aștept ca să vorbiți la fel. Ce, v-am insultat, v-am adresat cuvinte și expresii jignitoare cum mi-a adresat domnul mie? Nu, eu n-am treabă cu ăla, ce am avut, v-am zis. Păcât pune pariu că dacă vine poliția o să fiu sancționat. Dacă o să fiu sancționat, eu răspund pentru acțiunile mele. N-ați vrut să spuneți unde doriți să ajungeți? Cui să-i spun, doamne, te-o da dumneata? Că n-ai un ecuson, n-ai echipament, n-ai... Să vezi ce... Să vezi pe 3-3-3 ce sancțiuni ți-ai dumneata dacă ești pazit. Domnule, căutați pricine de gâlceavă sau ce? Nu caut, domnule, chem jandarmeria că sunt băieții dincolo, îi chem și pe ei. Chemați și pe ea, dacă vreți să-i chemați, chemați și pe ea. Căutați dulceală sau ce? N-ai obraz, omule, n-ai obraz, să-ți fie rușine. Domnule, dacă nu te-am vreți înjurat, să ajungeți undeva... Dar nu era problema că mă înjurai pe mine, problema e că a auzit femeile alea și asta demonstrează că nu ești om, mă înjuri de față cu niște femei. Am văzut pe ei, lasă, domnule, că nu... Domnule, nu l-am luat peste picioare, am vorbit frumos, stai liniștit. Dumneata ești cel care a înjurat. Și ești plătit din banul public, să vezi sancțiune ce o să-ți iei și o să-ți fac plânge pentru purtarea abuzivă, pentru înjurăturile aia care mi le-ai adresat. Da, da, atunci ai să revii dumneata cu picioare pe pământ. Și domnul o să fie sancționat pentru că nu are echipamentul complet. Da, n-are nimic. Pe legea 333, dacă ai auzit de ea, o să fii sancționat. Lăsați legea că dacă o să fiu sancționat, o să fiu. Bun, eu pot să plec acum. Nimeni nu vă reține, nu are drepturi. Păi zicea domnul că mă rețin el. Hai, domnule, nu mă rețin, că așa ai spus, să nu plec, să stau, domnule, că nu știu ce. Nu faceți scandal, aveți treabă, spuneți unde doriți să mergeți. Ce scandal doriți să fac cu dumneavoastră? Dacă nu, vă rog să părăsiți incința. Doare, tocmai asta ți-am spus că am plecat, că eu am crezut că aici este primărie. Ce să discut cu cine sunteți voi aici? Nici voi nu știți ce vreți. Ce să știu, domnule? Uite, eu am plecat, da? Am plecat. Eu am crezut că e primărie aici. Că am văzut că scrie Consiliul Local și am crezut că e și primăria, înțelegi? Asta a fost toată treaba. Dacă dumneavoastră chemați poliția pentru nimic, pentru ce chemați poliția, domnule? Ce era de chemat poliția? Că ce? M-ați văzut să spuneți unde să ajungeți? Păi am crezut că lucru elementar. Cui să-i spun dacă n-aveți un nume, n-aveți un ecuson, nu știu cui să-i spun. Cui? Dumneavoastră așa ați fost angajat sunteți, aici. Nu v-am întrebat cine sunteți. V-am întrebat unde doriți să ajungeți. Păi și v-am spus la primărie. Ce, eu am crezut că e primărie. Păi vedeți. Ce să las vrăgeala? Ia uitați. A venit, a sunat poliția, omul, frate, e hotărât. Domnul este acolo. A chemat poliția. Domnul este ce? Ce se face, domnul? Bună ziua. Ia uitați-l. Ia uitați-mă, frate. A chemat poliția. Nu vrea să zică unde se meargă responsabilă. Face scandal aici. Face scandal. Nu i-am dat voie, nu? În momentul în care unde vrea să ajungă. Tot aici. Ce s-a întâmplat? Domnule, ce s-a întâmplat? Eu m-am uitat aici pe placa aceasta. Așa. Și am zis că e primăria. Că am văzut că este Consiliul Județean, că de obicei eu cam umblu toată țara și unde scrie Consiliul Județean este și primăria. Unii mai scriu, alții nu mai scriu. Așa. Și am pătruns aici în... Cred că asta este instituție publică totuși, nu? Am pătruns aici, în care am fost întâmpinat de domnul. Așa. Și m-a întrebat cine sunt, unde merg și mai departe. Nu m-am întrebat cine sunteți, m-am întrebat unde doriți să ajungeți. Dați și mie un buletin, vă rog. Sigur, buletin nu, că n-am buletin. Legitimație, ce aveți? Nu legitimație, nici pașaport.
Conformați-vă cu gramatica limbii române, dacă cum, nu o cunoaște. Cum vă numiți? Nițu Robert Gabriel. Dar asta nu-i buletin și nu-i pașa pur, asta e carte. De așa, așa, da. Deci, da, da, vedeți da, că da, sunt niște diferențe. Eu am rămas un pic ăla mai mic. Da, știți ce se întâmplă? Eu l-am întrebat. Ce probleme aveți aici? Eu n-am nicio problemă. Nu, dar de ce ați venit aici la... Deci, eu am vrut să ajung la primărie. A, la primărie? Am pătruns aici, exact cum spune domnul, curtea instituției. Da, da, am înțeles, da, da, da. Și acum, uitați-vă dumneavoastră la domnul. Vă rog frumos să-i aplicați o sancțiune pe legea 333, pentru că nu are ecuson, nu are tonfă, deci constatați personal acest aspect. Asta o să vă nu, că eu o să fac și plângere. Dacă nu primesc că a fost sancționat, o să mă îndrept împotriva dumneavoastră ce tot cu plângere. Înțelegeți? Domnule, de ce nu ți-am spus eu dumneata cum mă cheamă și așa mai? Pentru că nu știu, ia uitați ce cum să-i spună domnului ăsta ia? Ca să vorbiți tot la fel cu mine. Nu știu cine sunteți, domnule. Ia uitați-vă. Tot cu buletin. Tot cu buletin sunteți. Eu sunt pe modă veche, sunt pe modă veche. Modă veche. Am greșit cu ceva? Nu, dar totuși de pe asta poziția română, nu, dar că... Da, nu, scrie că e asta cu buletinul... Pe vremea miliției, dumneavoastră sunt polițist, nu sunteți milițean. Sunteți polițist, nu sunteți milițean. Comunismului, așa am rămas eu, da? Dar nu-i bine, trebuie să vă actualizați. O să dau un... Ce o să dați? La memorie, o actualizare. Da, un refresh. Da, auziți? Da, uitați-vă, domnul, cum era să spun eu domnului ăstuia, nu știu cine este, nu știu, n-are ecuson, n-are... La primărie, ce probleme aveți la primărie? Asta e problema mea, trebuie să vă spun dumneavoastră ce problema mea la primărie și ce problema... Da, și deși și aici, eu puteam să intru liniștit în... Nu aveți voie să intrați. Unde, domnule? Vă aveți importarea aici, nu aveți voie. A, nu, păi, deci eu n-am pătrus. Trebuie să vă tragă cu registrul, să vă ia seria... Ia spuneți dumneavoastră, de unde știu eu că omul ăsta e portar? Că v-ați pronunțat, a spus că e portar. Domnule, uitați-vă la el, dacă dumneavoastră resupi undeva, că eu ca și cetățean trebuie să știu că omul ăsta este portar. Păi luați, domnule, măsuri, domnule, luați, a sunat la 112? Domnule Aurel, v-a jignit? V-a jignit? Nu m-a jignit. Așa. Nu a vrut să zică unde vrea și era cam, cum să zic. Cum era? Domnule, agresiv, un fel de agresiv. A fost filmat, domnule. De jignic nu. Dar spuneți-mi asta, că vă solicit ca martor, m-a jignit domnul acela de acolo? Domnul acela chel, vă rog frumos să-l identificați, că și-a băgat, și-a făcut, și-a toate ce-a vrut. Nu, sunteți martor, o să vă pun martor în instanță, dacă nu. Da, sancționat. Nu am primit așa ceva. De când unde e tonfa, unde e spray, unde e... Păi, dar cum? Din 8 noiembrie. Eu. Și tonfa și... Ce echipament doresc sancționați, domnule? Doamna Micaeli. Și lucrează, este aici? Este aici. Haideți că merge bine să vorbesc cu dânsa. Domnule, vă rog frumos să identificați pe domnul, că m-am jurat. O să-i fac plângere. Sunteți martor că m-am jurat domnul acela, recunoașteți? Polițistul aici, recunoașteți că m-am jurat? Stați acolo afară, nu-i voie. Nu știe. Stați acolo afară, vă rog frumos. Domnule, eu să te cum să nu fie voie? Să stau într-o curtea unei instituții publice? Auzi că nu știe că m-am jurat. Nu știe că m-am jurat. Vă dați seama ce paznic. Nu știe că m-am jurat. Nu știe că m-am jurat. El nu știe că m-am jurat, mă, frate. Se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Tot ei cheamă poliția și tot ei o să-și ia sancțiuni. Tot ei o să-și ia sancțiuni. Că a chemat poliția fără rost. A chemat poliția fără rost. Ia uite-l, prietenul nostru, auzi că să stau aici, vă dați seama, polițistul ce profesionist, să stau aici, să nu intru în instituție publică. Deci eu trebuie să stau aici, la poartă, da? Pentru asta am plătit impozite anul trecut, ca să stau aici, la poartă. Da, stau la poartă aici. Eu mă conformez în ceea ce spune domnul polițist, nu pot să... Fac altfel pentru că risc după aceea să-mi iau sancțiune pentru că nu l-am ascultat. Ia uitați pe domnul care el e patron aici, mă, frate, ia uitați cu mâini în buzunare, n-are el treabă. Înjură de față cu toată lumea. Asta e rolul lui aici, să înjuri cetățeanul. Să vezi ce plânge să fac eu ții mâine, Nicule, că nu știu cine e fi, dar o să îți fac eu plânge să te saturi în dumneata. A văzut el că vorbeam cu domnul. I-am spus te rog și că domnule să vorbesc frumos. Cum vrei să cum aș dacă nu cunosc, mă, oameni limba română, ce să mai.
Aștept. Aștept să-i... să vină cu minciuna. Că altceva ce să mă aștept aici? Deci ei n-au nicio cameră de supraveghere. Există suspiciunea să nu aibă dosar de evaluare de risc, da? Pe 301, pentru că eu acum, dacă aș fi fost bătut aici, în incinta acestei instituții, nu era nicio probă, adică putea să mi se ia telefonul și să... putea să mi se ia telefonul și să rămână... Bine, că mai am eu și alte camere, asta e dotarea mea, dar o să-i solicit polițistului să verifice. Ia uitați-vă. O să fii sancționat, dar n-ai. Nu contează. O să fii sancționat. Cum vă numiți? Nu vă primești. Bravo, nene, ești tare. Om al statului, plătit din bani publici. Și el angajează la primărie, ce e asta aici așa. Să duce să vorbească cu doamna care l-a angajat acum, că de ce n-are cu son? Parcă doamna e divină, nu el. Nu el, el n-a citit legea aia 333, că trebuie să aibă cu son. Bă, mie dacă nu dădeai cu son, nu făceam eu unul. Îl făceam unul, puneam acolo numele cu tare, cu tare, măcar să-l am așa, în caz de, să știu, nu știu, mă întreabă om, cum te numești, cu Tărică, n-ai, Ion, Gheorghe, Vasile, așa e deontologic. Nu vă privește, nu, închideți poarta că vă ia curentul. Vă ia curentul, domnule. Ce? Da, gata, veniți poliția. Ia uitați-i. Polițiștii noștri, mă, cu buletinul. Sunt ca sfinți. Am o sesizare de făcut la dumneavoastră, dacă toți ați venit. Are recunoscut domnul că m-a înjurat? Nu. Nu, n-a recunoscut. Da, deci eu dacă l-am bătaie aici... Că nu, bătaie, nu este nicio cameră de supraveghere. Nu există. Nu, vă aduc la cunoștință să pe HG301 și 333 să verificați dacă dețin dosar de evaluare de risc. Deci asta e o sesizare verbală. Dacă vreți, vă dau și... Faceți la poliție o reclamație scrisă, aveți tot dreptul la poliție. Dar și dumneavoastră acum, că ați venit și constatat personal. De asta sunteți aici. Depuneți o plângere, o reclamație împotriva lor că nu are camere și nu așa și în baza aia atunci o să luăm măsurile legale. Da? Nu mi-a adus la cunoștință că sunt filmat. Vedeți cum încalcă legea? Da, așa este. Altceva ce vă rog frumos, dacă tot mă filmați, să constatați personal că această primărie nu deține dosar de evaluare de risc. Adică n-ai nicio cameră. Eu dacă luam bătaie și riscam să fiu depozitat telefon, o să ne interesăm să vedem ce... dacă într-adevăr deci când o să camere, băgați camera ăsta, o să vedem. Camera dumneavoastră în, da, apare primăria acolo și sesizarea primăria, primăria și sunt primăria în centru. Da, nu știu, acum cred că e primărie aici. Aici a fost susținut domnul acela mai jurat. Domnul acesta nu știu cine este. Da? Primăria undeva aici în centru. Mă duc acolo să vedem. Unde e hotelul, pe lângă hotelul Bodoc? Înainte. Așa, înainte undeva la stânga și iar la stânga. Toată piața e să face evaziune fiscală aici în piață. Asta n-am de înțeles. Nu se discută cu poliția economică. Noi nu mai avem. I-am filmat pe toți acolo. Foarte bine. Noi nu mai avem. Nu, dar bun, nu aveți pe 222. Statistică aveți. Pe 12 nu mai avem. Pe 222 aveți. Aveți pe 222, vă spun eu. Pe serviciu economic. Păi am și noi poliția economică. Da, dar dumneavoastră ca și poliție trebuie să când faceți procesul verbal, cred că a sunat la 112, domnul, nu? Se dă sancțiune dacă a sunat la 112. Da, că a fost apenas justificat. Da, n-a avut nicio urgență. N-am măsuri legale și pentru că nu are cu son și nu are tot. Corect. Și cel care m-a înjurat. Și cel care m-a înjurat. Luați declarație domnului că dacă minte o să-l aduc în facă proces pentru mătrii mincinoasă. Dacă domnul ăsta paznicul nu recunoaște că acel individ, acela, uitați cu chelii, m-a înjurat de două ori, întrebați și pe ceilalți, că mai erau încă două persoane acolo. Da. Luați și întrebați dacă m-a înjurat sau nu. Bine. Erau și cei doi și încă două doamne. Domnule, m-a înjurat cu față de două doamne omul ăsta, chiar nu este rușine. Gata. Chiar nu este rușine. Uitați. Luați-l pe domnul și întrebați dacă m-a jurat pe celălalt, dacă paznicul nu recunoaște. Am zis să vorbesc frumos cu domnul. Stai liniștit că m-ai jurat, omule, ai fost filmat. O să apar public să te vadă lumea cum ai jurat. Om al primăriei, al statului, al asistenței sociale, al Consiliului Județean, ce lucrezi dumneata aici. Eu sunt proprietatea nimeni. Ce? Nu sunt proprietatea. Du-te, domnule, că dumneata lucrezi la stat, nu mai vorbi prostii. Oriunde lucrezi la stat, iei bani nenică de la stat. E bani de la stat, trebuie să ai cu son, taci din gură, că m-a prostit vorbești. Nu m-a prostit vorbești. Ce? Ce să mă vorbească, domnule, dacă nu știu nici cum te cheamă, nici cine ești?
Rămâne-ne cu poliția aici. Eu am plecat. Dați-mi și mie, românești vorbiți? Da, cum să fie? Puneți-le pe astea așa. Și pe astea. Douăși pe lei. N-aveți o sacoșă? Da, da. Puneți-mi și tot o sacoșă. 13 lei. Cât a spus că vă costă? 13 lei. Și-a dat 50 de lei. Da, da, da. 15, 13, 20, 30, 40 și 50. Numai atât am dat? Hap! Atât. Jucați alba neagră cu mine, doamnă, aici. Dați-mi și bonul ăla. Ăla ai ca să-l opriți, să-l decontați sau ce faci? Merge evaziunea fiscală aici? Merge, nu? Evaziunea fiscală merge? Da, da. Bine, domn. Merge toată țara, măi, fraților. Asta cu evaziunea e cea mai tare afacere. Dați-mi, vă rog, o apă plată. Apă plată? Da. La jumate? Da. Mi-a dat 300, om. Da, 10. 850, 300. Opa. Apa. Aqua. Magica, chiar că cam magica. Cam magica. Da? El tot așa este, tot cu impozit fix. Aveți impozit fix dumneavoastră sau cum e cu? 1%. Cum? 1%. Dar ce sunteți, PFA sau cum? SRL. 1% cu SRL și nu... 1% din cât vinde, să înțeleg, păi nu? Da, da, din cifra, da, de afaceri. Din cifra de afaceri. Da, deci vă dați seama, omul ăsta nu este, în primul rând, nu este cinstit. Deci dumneavoastră nu sunteți cinstit. Pentru, dumneavoastră nu sunteți cinstit. Păi dacă nu vreți să-i plătiți nici pe aia 1% care spuneți și din treia mai ciupiți. Da, cum să nu? Păi cum îi plătiți? Că nu se vede. Păi da, imediat. Ia, când se vede? Când o veni ploaia, când o veni grindina. Dumneavoastră ai impresia că eu trăiesc cu ursul în pădure?
Ce să mai stau, domnule, că uite, uite, n-ai nici mănuși, uite, e pus mâna, e pus, n-ai mănuși, n-ai nimic. Uite cum, uite ce ai acolo, dumneata, în fast food-ul ăsta. Super curat. Fast food. În plină piesă. Pentru fica mea. Nu, deci de asta nu vindeți astea, numai asta. Pentru copii, pentru fica, pentru... Da, da și cafeaua vine care a dat-o doamnei, fără bun, fără nimic. Ia uitați ce zice. Bon fiscal? Da. 0001. Da. 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 Da, bine domnule, sunteți tari, ce să mai... M-ați dat pe spate. M-ați dat pe spate. Poliții locale, poliții naționale, ANAF, da. Economică, da, da, da. Vă vizitează ăștia pe aici? Da, cum am vizitat. Da? Și da. Ce? E bine, nu? Vă arăt procesul de... Nu, mea, ce? V-a sancționat sau ce? Păi da, am. Merge și pe sancțiuni dumneavoastră. Deci v-am spus că nu sunteți cinstit? E. Am avut dreptate că nu sunteți cinstit? Cum să nu? Am avut, nu? Tot să fiu așa cum sunt eu. Da, pe cum? Că dumneavoastră dacă ar merge, tot... Cum sunteți dumneavoastră? Tot să fie așa cum sunt eu. Dacă ia uitați, plasticurile alea acolo. Cum. Așa. Dacă ar merge toți cum sunteți dumneavoastră, s-ar duce n-ai pe țara asta. Gata, și-a închis fast-ul, acum nu mai... Da. Cum are el acolo, asta de la... Uite, de la serviciu, de la... Și aici, ci că nu, e pentru fica lui și... El e aici numărul 1 în piață. E pentru fica lui, mă, fraților, vă dați seama. Panini... Băi, oameni buni, aici nu se poate așa ceva. Panini, sandwich... Deci, el are vinde, da? Era pentru fica lui. I-a pus mâna pe tatearea, pe acolo. La fica lui pasă până mâna. La fica lui pasă până mâna pe tatearea, la restul nu. Ce tare e fază cu asta. Să vedeți evaziune fiscală la Cozonaci. În prin centru, adică aici, lângă biserică, lângă primărie. Bună ziua! Da, țin și mie, vă rog, un cozon de ăsta. De ăsta la 6 lei. Da, cu ce vreți dumneavoastră, cu nucă, cu... Ce o fi acum? Câte doriți? Două sau unul? Unul, că nu prea am bani și de-asta. 6 lei, mulțumesc. Nu prea am bani. Sărăcim pe zi ce treci în România. Sărăcim pe zi ce treci. Unii se îmbogățesc și alții sărăcesc. Dumneavoastră râdeți, dar eu plâng. Da. Așa este în România. Unii se bogățesc peste noapte și alții plătesc la asta ca proști, impozite, taxe. Da. Păi da, ca să trăiască ăia care fac evaziune fiscală. Înțelegeți? Da. Și la ce este acolo aparatul ăla? Ce e acolo? Da, îi faceți acoarea pe loc. Da, da. Văd că este puțin cald ăsta. E puțin cald. Da. Și astea ce mai e pe aici? Ce? Asta ce este aici, doamnă? Aveți și plăcinte acolo, și toate alea. Plăcinte la langoș. Langoș, da. A. Da. Mamă, dar ce-i pe ventilatorul ăla acolo? Numai vaselină. Și ventilatorul și ăla. Și... Ce smurdare așa, doamnă, toate astea pe aici? Iată-și. Auzi, dar ăsta ce vrea să spună anunțul ăsta aici? Ăsta aici, pe asta, cu guvernul României, cu... A? Ce zice el acolo? Despre ce ne informează? Nu cunoașteți limba română? Puțin, câte puțin, poco a poco. A? English? Vorbim în engleză, în ce să vorbim ca să... Speak English. Habla spaniol, parle francez. Auziți, dar ce părere aveți despre ăștia care fac evaziuni în România, evaziuni fiscală? Ce părere aveți despre ăștia? Ne mai revenim vreodată?
ne revenim, nu? Da. Când vrem noi. Când vrem noi. Deci, dumneavoastră, vă mai reveniți vreodată aici la Cozonaci? Privind evaziunea fiscală? Nu credeți, nu? Nici dumneavoastră. Nici dumneavoastră nu credeți că nu vă mai reveniți. Da? Aveți casă de marcat? N-aveți, nu? N-aveți. Deci n-aveți casă de marcat, dar aveți anunțul pus aici, cu banii, cu bonul, cu astea. Avem, da. Ce aveți? Casă de marcați avem. Da. De marcați? Dacă aveți casă de marcați, ia marcați pe ea, doamne, puțin ce am cumpărat de la dumneavoastră. Că mi-ați dat numai restul, nu mi-ați mai dat bonul. Mi-ați dat 4 lei, 6 ăsta. Ha? Marcați bonul? Sau nu, nici nu? Să-ți dau bonul? Da, dați-mi bonul, dați-mi bonul că o să vină de aval mai instituțiile aici la dumneavoastră. Să vedeți câți ori să vină. Da. Numai oameni frumoși o să vă trimit aici. Aranjați la patru aci cu... Bonul numărul 7. Da, și dumneavoastră câte vreți, numai la cine nu cunoaște, dar de fapt dacă nu cunoaște, tot nu dați bun. Dați numai când vreți, când, de fapt când se roagă cetățeanul din dumneavoastră, cum mă rog eu acum. Fără mănuși, fără nimic, puneți mâna pe bani, pe bastă. Merge treaba aici să vedeți OPC-ul și DSP-ul și DSVSA-ul și toate, da, să rămâne sănătate, să nu vorbiți română, că... Să nu mă înțelegeți pe mine ce spun. Nu înțeleg, în românește dacă... Da, da, dați-mi un de ăsta și mi-un cozonac. Cu zahăr? Nu cu zahăr, că avem fac cu diabet. Cocos, ăla, ăla, ăla. Cu cocos. Da. 6,50. De acolo nu cu 6, aici cu 6. S-a mai scumpit. Să fie de, da, bine. Să rămână, să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea. Să fim sănătoși și la pungă groși. Ce e aici? 6,50. Ia uite. Domnul mi-a dat, nu e zi treaba. Langoș. Langoș, coatlele. Da, un langoș. Mâncă numai covrici, numai curtoși, numai carne scumpă. Nu ne mai permitem acum cu... Dar vin voucherele de la guvern. Carne să mai mâncăm, mâncă numai covrici. Dincolo, nu așa, păi da. Adică dintr-un sac de la de cocă... Îi place ceva. Și în plus poate să cumpără încă. Da. Atunci, da, stai, stai. Că nu are rău. Da. Că îl face și mai rău dacă... Da, da. A, mi-a trebuit asta, asta, da. Dar nu cumpăr că scump. Îi face, da, rău. Da. Mai ales, da, ales la, da, nervii. Doamne, să-mi dați și mie bonul, vă rog. Doamne, să-mi dați și mie bonul fiscal. Da, 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 da. Vine acum și bonul. Vine, știți, 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 știți. A, oleu. A, oleu. De ce nu mi l-ați dat și mie cu restul? Poftiți? Odată cu restul, bonul, de ce nu mi l-ați dat? Poftiți? De ce nu mi l-ați dat odată cu râs? Este cu lei și eu doar el face. Așa scrie în lege? Nu, 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 dar aici nu facem, adică din cauza că facem pe lume. Ați văzut, da, că doar mănușa. Da, da, da. Cu bani, da, doar mănușa. Dar anunțul acela de la ANAF, de ce nu l-a afișat să-l vadă cetățeanul, aici, OPC-ul? Aici. Unde, acolo? Păi nu se vede acolo, doamnă, nu se vede acolo. Acolo nu văd, nici dreapta nu vedeți.
Cum? Ce? Ce? Sunteți patronul sau ce? Nu sunt patronul. Așa, atunci să fii sănătos, domnule. Consumator. Să fii sănătos, consumator. Că... Ok, bine. Ați primit un produs acela. Ce am primit, domnule? Că n-am primit nimic. Ce are rost faceți aici? Unde, unde, ce, unde ce este bonul? Dar ce te vă interesează? Unde ce este bonul? Că vedeți, unde ce este bonul de la cumpărători? Nu, asta din ce trăiți, domnule? Din ce trăiți? Nu trăiți din evaziune fiscală. Nu, e evaziune fiscală. Trebuia să probabil tot dintre asta trăiți, cu evaziunea și cu asta. Da. Vedeți pe partea cealaltă, vedeți câte bonuri. Unde pe partea cealaltă? Că am fost și la piața acolo, i-am văzut și pe el. Toți sunt numai oameni cinstiți peste tot. Da. Da, deci cetățeanul, îmi dă în cap că am cerut, că am cerut un bon. Îmi dă în cap că am cerut, nu mi se dă bon. Da, și acum a fi și asta aici, vedeți? Da. Aici, bine, o pe ce, alea, nu e nimic, o să fie vizitat. O să fie vizitat, da. Deci, am ajuns să, să-mi sară lumea în cap, pentru că cer un bun. Bună ziua. Ce faceți? Bine, sănătoși? Coca-Cola la doză. N-avem. Dar ce aveți? Sprite. Sprite, Fanta. Sprite, Sprite, dă-mi un Sprite, rău. Poftă. Mulțumesc. Mulțumesc. Să mi se ia greața de la evazioniști. Îl beau ca să mi se mai ia greața de la evazioniști. Știți? Așa v-a educat patronul. Zic, așa te-a educat patronul, în spiritul patronul evazioniștilor. Nu cunoști limba română, nu prea înțelegi. Că eu nu știu, dar ce problema? Da, să dai bonul, știi, la cetățeni? Da, eu dau. A, știi, a, gata, uite acum, poftiți. Pregătești, poftiți. Ia să vedem. Bă, ești cel mai tare. Uite, bonul numărul 0003. Totuși, a dat omul două bonuri, vă dați seama. Dar de ce nu dai bonul când vine cetățeanul la tine aici? Am dat, a fost acolo. A fost acolo, n-a fost, n-a fost, că ai bătut pe aia și ai ieșit de acolo, am văzut eu. Și bonul s-o dă o dată cu restul, nu s-o dă așa. Cum se numește firma? Uite ce zice acolo, vezi? Banii, bonul fiscal în același timp. Adică dacă eu ieșeam fără bon fiscal de la tine de aici, riscam să mă aștepte miliția la poartă și să-mi dea sancțiuni. O să fiți reclamați cu toții. Evazioniști. Evazioniști, evazioniști, toată țara. Chiar aici, lângă primărie. Chiar aici, lângă primărie. Uite, în plin centru. În plin centru. Dumnezeu să stăți. Dați-mi și mie o înghețată, vă rog. Care de asta de aici. Cu... Da, 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 da. Dați-mi la pahar, că nu... Sau ia dați-mi la cornet. Eu ți-i pune una cu ei. Da, da. Mai puneți.
Mai puneți, mai puneți încă două. Poftim? Tot de asta, da. Mai puneți, mai puneți una. Trei. Da. Cât mă costă? 15 lei, uitați aici. Vă dau așa că n-am. Da, da. Ce scrie acolo? Cu să cerem înghețata, în ce cornet? Plac. Și cum trebuia să o cer? Sau ce trebuia să? Așa că o să spuneți că la cornet vreau 3 cluburi din aceeași cornet. Acea cornet. Și atunci să spuneți care. Și ca să îmi dați, de exemplu, bon fiscal, cum trebuie să cer? Ca să îmi dați, de exemplu, bon fiscal, cum trebuie să cer? Acum le dau. A, acum le dați. Aha. A, n-ați terminat, mai aveți de lucru, am înțeles. Ha. Vă dați seama cât... cât minte omul. Cum mergi de evaziunea fiscală în prin centru orașelor. În prin centru orașelor. Merge, merge evaziunea, evaziunea fiscală, merge aici. Merge, zic, evaziunea fiscală, merge, 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 nu? Merge bine. Mi-ați dat s-a a treilea bun. Bun numărul 3. Mi-ați dat. Ia uitați, câți clienți aveți aici? 1, 2, ia uitați, 3, 4. Nu, nu sunt. A, da, să nu. Nu sunt de la mine. Nu sunt. Deci, deci vreau să te cinstit. Ați dat bunul la toată lumea să te... Da, da. Numai mie, nu. Eu puteam să plec. Dacă puteam să plecați, fiindcă cei mai mulți lasă aici și lasă bunul fiscal. Ia uite, lasă ca să-l anulați dumneavoastră după. Ce băieți buni ăștia care lasă bonul fiscal. Da, aveți aceea de la ANAF unde scrie că trebuie să dați restul o dată cu bonul? Da. Unde este anunțul acela? Este. Unde este? De ce nu puneți la înghețat aici? Să-l puneți aici, să-l vadă lumea, ca să știe cetățeanul. Unde, unde, unde este? Unde este? Este aici. Ce, ce e acolo? Ia uite, mă, frate, ce e acolo? Ce e acolo? Că eu acolo nu văd nimic. Cine, cine vede acolo? Mai aveți și monitorizare video. Păi să-ți să cerem, să vedem cât e bonul dat dumneavoastră, cum... Și de la ANAF unde este? Că ăla acolo nu e de la ANAF. Ăla e de funcționare, nu știu ce. De ce faceți film? Păi spuneați dumneavoastră că nu sunteți. Dumneavoastră spuneați că nu sunteți client. Nu sunt client, da, exact. Și ce treaba am eu cu eu sunt aici. A, sunteți aici. A, aha, foarte bine. Nu ți-a dat, vă rog, mult de tot. Cum? Am aici toate. Nu, domnule, nu mi-ar ta mie hârtirea alea. De la OPC și de la ANAF. Trebuia să le afișe jos aici. În care scrie destul de clar, în momentul când ai dat restul cetățeanului, să-i dai și bon. Okay. A, păi afișează-l aici, dacă l-ai să vadă lumea. O să afișez. Când? Astăzi. Deci nu-l aveți. Nici măcar nu-l aveți. Lucrați aici dumneavoastră, nu? Da, sigur. Și dați bonul fiscal la toată lumea? Da. Numai mine nu. Numai mine nu-mi dat. De ce? Luați? Cum? Luați? Păi, evaziunea fiscală așa funcționează, trebuie să ceri tu ca cetățean dacă vrei să, dacă nu, hai, o la treabă. O să aveți multe reclamații, adică o să vină multe instituții să vă viziteze, da? Inclusiv poliția economică o să vedeți că o să vină aici cu șepci în cap, îmbrăcați frumos, cu ochi albaștri, da? Hai, la revedere. Da, am înțeles toată lumea, dar... Evaziunea merge brici. Oh, luminile sunt și ziua. O să dau să vedem și cu luminile astea. De ce merge ziua? Probabil știu eu. Ceva, ceva ar fi și pe aici. Da.
Cine e aici? Dă-mi, te rog, o apă plată. Ce? O apă plată. Nu înțelegi românește sau? A? Nu prea înțelegi, nu? Nimic. Asta. Aia. Nu-ți place să înveți limba română? 5 lei. Ce-am dat? Ce-am dat? Dar nu ai 5 lei. Nu. Ce, n-ai schimbat sau ce? Dacă nu. Îți place. Gata, ies. Chiar lângă primărie aici, adică vă dați seama cum merge țara asta. Da, fericit, București. Auzi? Spuneai că nu înțelegi românește. Spune că nu înțelegi. Știi, dar nimic. Nimic? Puțin, puțin, puțin. În sectorul la evaziune fiscală, ce părere ai? Fiscală? Evaziunea fiscală din România, ce părere ai? Nu știu. Nu știu, nu? N-ai, nu. Nu știu. Tu ești angajat aici? Da. Tu nu știi limba română? Nu știu. Da. Păi, dă-mi atunci, dă-mi, cum se numește firma? Unde scrie? Societatea comercială, că văd că n-are niciun de ăsta așa până pe el. Da, cum se numește? Societatea. Cu certificatul de registrare, cu acela de la ANAF, de la OPC. Unde sunt afișate? Că nu le văd. La primărie? Știu, lângă voi primăria, sunteți vecini aici. Îmi dau seama, probabil și primarul vine și ia fără bonul de la voi de aici. Dă-mi, te rog, un bon. Ai auzit de bon? Bun. Fiscal. N-ai auzit. Păi cum faci, mă, frate? Cu cine? Cum să fac eu să... A, stau un pic, stau. Domniță, am cumpărat produsul ăsta și vreau un bon. Fiscal. Un bon? Da, da, nu pot să fii, domnul. Cine colega? Care colega? Păi dați-mi pe o sticlă de apă ce am cumpărat. Să poate așa ceva. Iau de aici, am dat de acolo. Probabil o fi aceeași, nu știu, nu pot să contez, dar nu mi s-a dat cu restul, că așa trebuie. Și dacă nu mergi casa de marcat, trebuie să funcționezi, eu așa știu. Înțelegi? Și acum, dacă nu merge astăzi, o să vă plimbați așa, dacă vindeți o înghețată, vă duceți la colega. Dacă vindeți. A, chiar acum s-a strigat când am venit nu, eu. Și de ce vindeți produse fără bon dacă s-a stricat casa de marcat? Dați primit bonul. Nu, unde este acel anunț privind ANAF, ANAF-ul, care spune că bonul se dă odată cu restul? Sau certificatul firmei? Că la protecția consumatorului, unde sunt afișate? Doar că acum când am venit, nu am putut să adunez. Da, dar unde sunt acele afișate? Acele sunt chestii. Afișate, uitați acolo, este la bar, acolo este afișat. Ala, acolo. Ala, exact. Și certificatul firmei și protecția consumatorului, unde sunt? Sunt afișate, aici sus. A, tocmai asta e, că n-ați respectat chestia aia de acolo, adică în momentul când se dă banii, se dă banii. Chestia asta de acolo, cu banii și cu bani, înțelegeți? Nu înțelegeți. Ce scrie acolo? În momentul când s-a dat restul, să se dea și bonul. Doamne, se întâmplă așa, așa se face evaziunea fiscală în toată România. Nu mai așa se face. Nu a fost o evaziune fiscală. N-a fost. Dar o să vedeți sancțiuni și o să vă luați. Da, bine că vă permite să... Sunt vorba mult aici. Știu cum vorbiți, dar... Nu, dar așa este. Adică vă spun eu că vă permite. Ce, greșesc că nu vă permite să plătiți o sancțiune sau... Nu? Că n-am destul de bine. Da, domnule, ce să... Da, să știți că v-am și filmat chestia asta. Si, filmează și eu, am și usturet, cum vorbiți. A, deci tot dumneavoastră sunteți, eu sunt tot, eu sunt de bine ca și client. Nu, cum, și cum am vorbit? Cum am vorbit? Nu știți nimic. Păi, că filmați că sunete cum am vorbit? Am vorbit în românește. Și nu v-am insultat, nu v-am, adică v-am spus ceea ce ați greșit. Că ați greșit. Da.
Și o să luăm camerele astea să vadă poliția pe ultime 30 de zile dacă procedurile au fost la fel. Asta ca să nu... Înțelegi? Înțelegi? Și o să vă mai arăt mai multe sancțiuni, nu numai cu chestia asta. O să vedeți că sunt specialist în reclamații. Înțelegeți? Nu stau cu ursul în pădure. Să nu credeți că... O să vă la sancțiuni. Da. Sănătate, numai bine. Dați înainte că evaziunea fiscală, că-i dați bine. Statul român să prăbușește. Da. Da, 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 o, tăi, te las, astea, n-a e treabă, mă, unde, lângă primărie, chiar lângă primărie aici, adică nu m-am dus pentru vârf de munte să filmez pe nu știu pe unde, pe nu știu ce comerciant, că, na, bine, și ăla trebuie să dea, este acea lege pentru toți, dar chiar aici, lângă primărie, primarul și-a impozite, taxe și impozite de la cetățenii onești, restul mai greu. Ia să mergem până la primărie, să luăm un punct de vedere ce se întâmplă cu piața, cu evaziunea, cu... să vedem dacă, dacă vrea primarul să vorbească cu mine, dacă nu vrea să fie sănătos. Aici cred că trebuie să ai calitate să poți să... Ei nu așa sunt calitățile. Eu, ne filmează. Ne filmează. Ne filmează și filmăm. Bună ziua. Ce faceți, domnule? Sunteți bine sănătos acolo? Gras, frumos. Da. Merg... Nu, domnule, de ce? Ce se întâmplă? Ce? Nu, nu. Unde nu? Dar cine ești, domnule, dumneata? Ai vreun ecoson să văd cu cine vorbesc? Și nu filmați, cu cravată, cu cămașă, dar nu știu cu cine vorbesc. Cine? Cum te numești? Atunci vreau să vezi cine căutați. Poftim? Pe cine căutați? Domnule, eu vreau să merg într-o instituție a statului cu acces liber, de moment. A, cred că... Ia domnul Trimbaru. Nu știu cum, nu știu, eu vreau să văd și eu... Dar zic că nu știu, puteți să bucați. Buletin? A, da, că trebuie să scriu numele și... Dar cum vă numiți? N-aveți ecuson? Vă mai, mă repet încă o dată. Am ecuson, cum să... Păi spuneți-mi, dați-mi să văd. Da. Așa, pune, ați lăsat-i de gând, așa spune legea. Ție, legea! Așa, 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 a fi să venu de gât cu, cu cravata acolo, să vadă lumea. Știu, știu, știu. Să ai mai bine cu cravata. Și da, cum? Da, dar să fac cum vă numiți, că am și la spitit acolo. Uitați, ia, Șomă, cum? Șomă Alexandru. Șomă? Șomă? Sandori. Da, Sandori. Alexandru. Altfel. Ok, vedeți, așa ne înțelegem altfel. Aștept, nu fug. Asta ce este aici? Asta. Asta... Ce e aici asta? Ce e aici? Trebuie să stau cu cap aici? Să-mi ia temperatura. Uite ce frumos sunt. M-am și dus acum, nu mai am păduchi. Da, cu sticla cu apă care am luat-o de lângă, de aici, de la domnii care nu fac evaziune fiscală și sunt cei mai cinstiți. Cum? Da, eu vreau să mă uit pe avizierile publice, să văd informații de interes public și după aceea... Da, uite-o. Da, bine. Deci ne putem înțelege, numai dacă se vrea. Ne putem înțelege numai dacă se vrea. Care civilă? Ia să vedem, frate, ce e pe aici? Am vrut să văd dacă este scris în limba română. Dar este, este, totul este super ok. Da, deci, este scris în ambele... Mai sunt și anumite documente care, ia uitați, procesele verbale, cu CNP-uri de pe, la vizier. Cu CNP-uri la vizier, aceea e vorba. Să încalcă GDPR-ul. CNP-ul. Nu știu dacă ori avea poliție locală. Nu cred că au aici. Serio.
ce spus. Dar e frumoasă primărie, pare un palat. Pare un palat. Dacă nu, nu știu dacă, dacă palat a fost. Cred că palat a fost aici. Direcția urbanistă. Chibetușa. Casa căsătorilor. Hai să căsătoresc oamenii. Unde este domnul primar cabinetul? Dumneavoastră sunteți sau? Bună ziua. Dar n-am crezut că sunteți un cetățean care întreabă aici. Primarul, da. Și este aici? Pe domnul primar nu știu, dar intrați la fete și întrebați, că nu da, știu. Da. Ce frumos e aici, frate. Să rămână. Este domnul primar acolo sau? Este domnul primar? Nu. A, bine, dacă nu e nicio problemă. Cu ce loc? Dar domnul viceprimar? Asta nu știu. Nu știu. Aveați întâlnire stabilită? Nu. Am văzut că sunt scrise procesele verbale cu CNP-uri la vizorul public și vreau să-i spun să le dea jos de acolo. Că se încalcă legea. Deci depuneți o solicitare la tine. Dar nu trebuie să depun, doamnă, o solicitare. Chiar și dumneavoastră. Dumneavoastră cine sunteți? Deci nu eu am depus. Cine le-a depus? Nu știu. Deci uitați care birou le-a afișat acolo. Păi, dar nu scrie acolo, doamnă, în avizier care birou le-a afișat. Nu nici eu nu știu, că noi nu afișăm nimic pe aviție. Dumneavoastră sunteți doamna secretară. Să dumneavoastră sunteți? Nițu Robert Gabriel mă numesc. Da. Și dumneavoastră cine sunteți? Și Muriel Ricu. Secretar, doamna secretară, să înțeleg. Șef serviciu. Am înțeles. Bine, doamnă. Asta vreau să întreb pe domnul primar. Dar probabil că este expus... Acolo, nu, sunt afișate și n-au, deci și este afișat. Dacă vine acum un cetățean de rea credință, poate să-i, nu, poate să-i copieze datele persoanei respective și să cumpere de pe internet să facă alte ischibiții. Vă deci spun eu sigur, că sunteți croci, e plină țara. Poftiți? Sunteți croci, este plină țara. Înțelegeți? Da, se poate, dar mă gândesc că cine a afișat acolo... Păi a afișat prost, adică a afișat în afara legii, care l-a afișat acolo... Da, trebuie dat jos, cât mai repede, cu atât mai bine. Să rămână. Bună ziua. Ce frumusețe de primărie. Ăsta a fost palat aici, mă, fraților. Nu știu, că n-am putut să citesc istoria și la... Cred că ăștia au fost primarii care... Cafeluța? Da, asta cu cafeaua e boală grea în instituțiile statului. Toată lumea e cu cafeaua. Deci e primar. Ia să vedem dacă este... Deci e primar. Sunteți doamnă viceprimar, cum vă? Mulțumesc. Bună ziua. Nu știu, cine sunteți dumneavoastră? Dar vreau să cine sunteți. Eu sunt Nițu Robert Gabriel, mă numesc. Cetățean din România. Și? Și am vrut să văd și eu cum arată pe interior clădirea aceasta. Foarte frumos, mi-a plăcut. Da, nu pare bine. Ce, a fost palat sau ce? Că pare bine, dar nu suntem agenție turistică. Da, nu. Dar referitor la CNP-urile acelea care sunt afișate la vizierul public. Sunt afișate două procese verbale cu CNP-urile cetățenilor la vizierul public. Vă rog să le dați jos, pentru că se încalcă GDPR-ul, adică niciodată n-au ce să caute acolo. Un cetățean de rea credință poate pur și simplu să copieze datele, să se bage în internet și să cumpere produse pe CNP-urile persoanei respective. Bine, înțelegeți? De asta, asta am vrut să vă atrag atenția. Vă mulțumesc, o zi bună. Da. Înțeles. Da, sănătate, la vedere. O duceți bine aici la primărie. Da. Deci eu n-am văzut primărie mai frumoasă ca asta. Cât am fost în toată țara, mai frumos ca asta, mai frumoasă primărie ca asta n-am văzut.
Deja se alertează lumea. Se alertează lumea că mă uit și eu cum arată primăria asta. Dar pe acolo nu mă interesează că deja toalete și alte. Nu, doamne, nu. Mă uitam cum arată primăria asta, că arată super. Ce a fost palat, ce a fost aici? Păi, se face plăcuțenul în fiecare zi. Nu, da, zic că a fost palat sau ce a fost clădirea? Siam. Nu știți, nu? Nu. Da. Eu dacă stăteam într-o clădire știam și ce a fost, când a fost construită și... Da, bine, nu. Da, nu, n-am stat să citesc pentru că n-am avut timp. Dar nu m-am așteptat să arate așa de bine. S-a separat, doamnă. Ia uitați-vă, fraților, ce mobilier, parcă ar fi casa lui Nicolae Ceaușescu aici. Super tare. Și mai sunt încă două etaje sus. Bine, nu mai urc. Nu mai urc, am obosit. Am obosit, dar mai sunt două etaje. Mai sunt două etaje. Ce face domnul Padin? Auziți? Azi să vă arăt două liste cu, la vizier acolo, două procese verbale care trebuie să le dați jos. Am vorbit și cu domnul viceprimar. Ce? Adică sunt afișate ilegal, nu știu cine le-a afișat acolo. Mm-hmm. Pentru că CNP-ul nu poate să apară public niciodată. Mm-hmm. Este o lege a GDPR-ului care se încarcă. Stați numai după mine, mă urmăriți. Când nu asta, când domnul? Da. Ce, pur ceva asta? Ce, n-aveți paznic aici? Haideți să vă arăt, haideți să vedeți. Eu am vrut să mă uit pe avizierul public și să văd și eu cum arată primăria asta. Din punctul meu de vedere e cea mai frumoasă din România. Eu n-am mai văzut, că am fost în multe primării și n-am văzut-o. Ia uitați-l aici. Deci astea două n-au să se caute aici. Pentru că ia uitați NPO-ul dânsului, acolo cu păcitul, cu adresă, cu tot. Și un cetățean de reacă, zice, poate să folosească... Dați-le jos, că este ilegal. Nu știu cine, n-au știut legea, probabil, asta. Da? Sărona. La revedere. Ia uite, mă, frate, cu de-asta, cu de-asta. Deci, ca în Germania. La revedere, domnul Hadin. Domnul Pazin. Văd o stea de mâine, este mai repede. Ha? Înțeleg ce zice. Ce zice? Mânjură? Mânjură? Nu vrei să-mi traduci? La revedere, sănătate! Da, aici au o placă comemorativă, nu știu ce. Dar ceva frumos aici. Primăria asta chiar e ceva unicat. Castel, palace, cu fost, nu știu. Nu scrie că ar fi monument istoric, dar e ceva super tare. Bună ziua! Ce faceți? Foarte bine! Bine, sănătoși! Munceți mult aici la centru. Ce vreau să vă întreb, referitor la primărie, ce a fost un palat, ce a fost ăsta acolo? Care? Ăsta de aici? Nu, primărie, unde are sediu. Da, a fost ce... acolo și a rămas impresionat de... E, da, a fost clădire, adică este considerat și monument istoric. Păi de asta... Chiar și dacă, deci anul acesta s-a făcut, s-a avut trecut, nu mai știu, l-ați făcut anul trecut, deci dacă scanați chiar pe sediul primăriei, este un cod QR. Aha. Și dacă scanați, atunci o să vă ducă pe pagina respectivă și nu numai la primărie, la toate clădirile istorice, să vă zic așa, și această clădire, Galeria de Artă, și acolo vă scrie, adică sunt în patru limbi. Doamna a zis că vă filmez și a venit până aici să facă că să vadă dacă filmez anul. De ce, doamna, sunteți așa sceptică? Ce dacă filmez ce? Dar ne filmați? Da. De ce?
Păi ca să obțineți informația asta, să le prezint public, să vadă lumea ce a fost acolo. Că este interesantă chestia asta, nu? Nu e de interes public? Adică vă întreb, nu știu, poate nu. Este de interes public, păi, dar totuși eu cred, noi cred că ar trebui să știm dacă ne filmați. A, dacă, da, uite, vă filmez, poftim. Adică nu e obligatoriu să știți. Sunteți plătită de stat sau sunteți privați aici? La... Vă întreb, nu știu. Contează? Păi ia uitați aici. Programul Național de Dezvoltare Rurală, cu tare, fonduri, cu tare, trăiască România. Deci, da? Sunteți plătiți de stat. O funcție publică, a primării. Bănuiesc că de primăria aparține punctul de informație sau de Consiliul Județean. Și am întrebat și eu de palatul ăsta. Dacă v-am filmat ce? Am făcut ceva rău sau ce? Da, puneți undeva filmulețul? Da, public. Bine. Păi nu pentru asta sunteți, doamnă, fost aici. Da, dar vedeți, adică... consider că totuși ar trebui să știm și noi. A, da, dacă vinea vreo televiziune și vă filma... Da, știm de dinainte. Că vine. Păi tocmai e diferența între mine și aceea, că aceia sunt plătiți și eu vin neplătit. Și ne ziceți și dumneavoastră unde sunteți? Păi, asta când vă numesc, că nu m-am întrebat. N-aveți cu somn, nu știu cui să spun. Eu vă spun, nu e problemă. Dar dacă n-aveți cu somn, cui să spun de unde sunt, cum mă cheamă și de unde vin, să asta. Cum vă numesc dumneavoastră? Dacă îmi ziceți dumneavoastră, vă zic și eu cum vă numesc. Păi nu m-ați înțeles. Dumneavoastră luați bani de la stat, eu plătesc bani la stat. Înțelegeți? Aici e diferența. Adică eu vă spun, doar dumneavoastră ca și funcționar public deontologic trebuie să aveți un ecoson. Să văd, eu nu trebuie să mă rog dumneavoastră cum vă numiți, cum vă numiți. Să nu mă filmează, nu mă deranjează, puteți să mă filmați. Dar sunt foarte receptiv la tot ceea ce se întâmplă în căverea asta. Am multe senzori de ăștia activați. Da, sunt cam extra senzorial așa. Nu scapă nimic. Doamna a venit până aici să regleze cutia dumneavoastră, da. Dar nu mă deranjează. Da. Deci nu spuneți cum vă numiți. Haideți, spuneți cu palatul. Deci până la urmă să zic că e monument istoric. Da. E monument istoric. Și da, a fost că este reformat. Adică știu că monumentele istorice nu se reformează. Că dacă ar fi trebuit să arate în paragin, dacă... Dar... Este în așa fel reformat totul, deci să fie la fel cum a fost. La fel cum a fost, da, deci nu fac de capul lor. Și a cui a fost, ca să înțeleg, a cui a fost ăsta? Palatul. Tot felul de instituții funcționau. Nu, a cui a fost înainte. Nu știu exact a cui a nu fost. Nu știu nici dumneavoastră a cui a fost. Da. Păi nu să mă mai duc, să citesc pe Google, că rest... Ce pot să vizitez pe aici, pe dumneavoastră, adică prin... Ce ar fi așa mare, așa? Doar ce mai important, așa? Doar în orașul Sfântului, da. Sunt tot județul. Și în județ, spuneți-mi asta, ce e mai important, așa? Adică ce ar fi mai... Conaciu și Castele. Castelul ăsta, ăsta. Deci este Castelul Calăchi din Micloșoara. Da. Și ăsta al cui a fost? Aparținut familiei Calăchi și acum... Băieți, ce a fost asta? A fost conte. Conte, am înțeles. Și acum este făcut, adică a fost făcut și da. Dar ce, să doarme și acolo la hotel? Da, deci practic transformat în pensiune. Castelul este muzeu, deci funcționează ca și muzeu și tot acolo în Micloșoara sunt și asta ce este aici, serpentina asta? Este drumul către Baraolt. Am înțeles. Drumul către Baraolt și ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră... Da, păi am văzut patru aici, am văzut asta, am crezut da, dar sunt mai multe unități de cazare. Ia uitați, deci... că stai hotel aici, pe asta. Adică e și hotel acolo. Da, deci Castelul Hotel Daniel este unitate de cazare. Deci poți să mă cazez acolo. Da, puteți să vă duceți și puteți și la Micloșoara să vă cazați. Și la... Deci eu mă duc să vizitez un hotel, practic. Nu. Un monument istoric care a fost un castel, deci, care acum e transformat în hotel. Deci, practic, Castelul Calăchi este muzeu. Este muzeul vieții transilvanene și tot în acea... Ce este? Ce reprezintă? Are ceva înăuntru acolo să fie... Da, deci este practic o călătorie în epoca transilvaneană. Deci, cum intrați, o să vedeți. Prima dată când acolo, intrați... Au ceva obiecte, ceva chestii de genul ăsta. Deci și mobilier și... Am înțeles, ok. Deci, și ce ar mai fi așa, în afară de castelul acesta, hotel, transformat?
Sunt și obiective turistice în natură, să vă zic așa. Adică să văd pomii sau ce? Nu neapărat, adică rezervații naturale, rezervații naturale, da, cheile Vârghișului, să vedeți. Mestecănișul de la Reci. E vreun râu ceva sau lacuri sau astea? Lacuri nu, lacul Sfânta Nea este deja în județul Harghita. Arbori în general, să văd arbori. Nu ai. Nu, da. Nu mai arbori. Ce ar mai fi așa în general? Și sunt mai avem. Asta vorbim la nivel județean, ce spuneți dumneavoastră? Da, deci la nivel județean. Despre Sfântul Gheorghe momentan am hartă cu obiectivele turistice. Aha, aici. Din orașul Sfântul Gheorghe. Da. Și cam ce ar fi așa mare? Spuneți-mi în mare ce ar fi. În mare, deci momentan Muzeul Național Secheschi este închis. De ce? Renovează. Dar au o expoziție temporară în casa cu arcade. Deci, acolo momentan sunt două expoziții. Deci se poate vedea Muzeul Secuiesc acolo. Sunt. Ce o parte? Doar două expoziții temporare, da. Sunt acolo. Și ce ar mai fi așa? Dacă ar fi, adică ca și turist să mă prind pe aici. Mai este Muzeul Cinegetic din Sfântul Gheorghe. Ce este asta? Ce? Cu piei de brontozauri. Da, păi brontosauri aici, uitați aici. Da. Și mai este Muzeul Național al Carpaților Răsărite. Da, da. Acesta. Aha. Și aici ce este? Este o așezare preistorică. Acolo. Și de acest muzeu parțin mai multe obiective turistice și prima școală românească din Sfântul Gheorghe. Și casa memorială Romulus Cioflet din Arad. Și aici este cineva dacă mă duc aici la asta? Acum trebuie să fie cineva să acolo. Fie. Au program de la ora 10 până la ora... E cu taxă muzeul? Este cu taxă. Ah, deci nu mai merg că n-am bani. Da. Păi, bine. Să... Deci tot ce aici e cu taxă, adică tot ce mi-ați arătat. Și la hotelul, muzeul, doar ce-a rămas aia, n-ai liber. Ca aia n-am cum scui să... Deci în majoritatea cazurilor, da, la hoteluri, nu la hoteluri, la muzee trebuie să... Adică ca să se autofinanțeze, practic, să nu ia bani de la... Este, cum să zic, o sumă... Modică, da. Deci cred că trebuie să plătiți 500. Bine, nu. Să rămâne, vă mulțumesc pentru amabilitate. Unde o să găsim filmarea noastră? Unde o să găsiți? Da. O să o găsiți, nu mai contează unde. O să vă trimită, chiar dacă nu știți cine sunt, o să vă trimită cineva la un moment dat. Da, pe YouTube? Sunt convins, da, pe YouTube. Sunt convins că o să existe cineva care o să vă trimită filmare. Și o să vedeți, da? Hai, sănătate, mai bine. Un punct de informare turistic fără rampă. Adică e destinat numai cetățenilor care au picioare și n-au cârje sau, știu eu, monitorizare video. Sau cărucioare cu handicap și tot așa, da? Teatru, acolo este un teatru, dar acum este închis. Nici la bibliotecă nu este rampă. Nici la bibliotecă nu este rampă. Cafeaua, toată lumea cu cafeaua. Ce-i muzeu? Probabil. Ce-i muzeu, probabil. A, cu mine vorbească, nu vă înțelegeam de asta. Da.
Vreau și eu să citesc o carte. O, alo, porumbelie, eu și ne-am iertat. O carte vreau să citesc. Să lecturez. Ce mi și înciugă eu acolo? Da, haideți că aștept, nu mă grăbesc. Ce să iată video. Ieșire, intrare. Ia să vedem, extintorul ăsta este ce trebuie. Da, este. Bine că la primărie nu avea lista cu salarii. Nu le trebuie. La cât arăta de bine primăria. Deci, aici, scări și scări. Cetățean cu handicap nu are cum să intre. Da, un punct pentru copii nu mă interesează. De ce cu copil cu handicap nu pasă orice aici? Secretariat. La cafele. Aici e minibarul. Aici este minibarul. Cu lăzi de banane și portocale. Cu banane și portocale. În bibliotecă. Și mă frate aici. Comerț cu... Nu știu ce poate să fie. Alte scări. Mă, că scări asta. Deci cetățenii cu handicap sunt discriminați total. Mai ne face. Da, nu știu, doamna, citește lectura asta. Nu știu ce este aici. Bună ziua. N-am ce să vă spun că mă duc jos acolo să... Era o persoană înaintea mea. Am intrat să văd și eu ce, cum arată pe aici. Pentru că? Da, vreau să văd și eu cum arată o instituție aici... asta. Înțeles. Da. Aici e partea administrativă și biblioteca. Da. Am văzut că public. Aici e administrativ, deci, cu cafele, cu toate chestiile. E partea cealaltă. Da. Păi închideți-vă aici dacă sunteți privați. Nu, dacă sunteți privați, închideți-vă. Să nu mai intrăm pe aici, da? Așa, da. Scări și scări. Gata. S-a decongestionat traficul. Haideți că de când aștept. Ce faceți? Bine, sănătos? Tot cu munca? Zic, tot cu munca sunteți, cu munca aici, vă brânci, la bibliotecă, nu, nu vă... Dați-mi și mie o carte să citesc, istoria românilor, de exemplu. Nu sunt, nu sunt, da, nu, vreau să lecturez puțin și să plec. Nu sunt de aici, nu. Deci trebuie să vă înscrieți, nu știu, ați mai fost în bibliotecă? Am mai fost pe biblioteci pe țară, să știți, da. Da, m-am înscris pe moment atunci. Ce, dumneavoastră puteți să mă înscrieți acum dacă... Da? Uitați aici. Dar cum, cine sunteți, cum vă numiți? Suci. Cum? Suci. Suci. Nu prea înțeleg limba dumneavoastră și de asta nu. Nu vă înțeleg dialectul. Da, nu, că știam că trebuia să aveți un ecusăn de asta. Sunteți din Buzău. Din Buzău, da. Da. Ați fost vreodată la Buzău acolo? Mafie mare acolo. Da, da, clanuri multe, mafie mare. Nu, vorbesc de clanurile, unii sunt, au rădăcini așa, prin instituții. Da, faceți-mi, așa și dați-mi să...
Da, îmi las taxa acum că mă înscrieți, că văd că e aici. Sau e gratis? Tarif. E cu taxă înscrierea? E cu taxă înscrierea? Da. 3 lei pentru un an. A, de-aia aveți casa de marcat acolo, ca să-mi dați bun. Da. Da, dați-mi că plătesc, ce să... Acum mă fac de râs. Am venit până aici să citesc. Păi zic că am venit până aici să citesc și acum pentru 3 lei. Să... Uitați aici, bani. Nu prea am acasă, n-am posibil, dar nu, mă deranjează vecinii. Nu? Aveți, nu? Aici, astea sunt toate? Astea sunt toate? Sau mai aveți pe undeva? A, pe nu, că mi-a spus să... Ia să vedem, ce e aici? Tot ce... Eu cred că avem, mai avem. Păi astea nu sunt. Cele mai nouă intrate. Astea? Dar nu sunt limba română astea. Mai sunt și maghiară. A, mai sunt aici, astea sunt, da, astea sunt. Astea, da. Sunt câteva așa. De față. Acum problema este că dacă nu sunteți da, da. Nu puteți împrumuta, deci nu au... Nu, că nu iau acasă, nu mă vreau să lecturez puțin. Puteți să mergeți când face colegul. Da, 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 da. Face permisul, puteți să intrați la sala de lectură. Da, da, asta vreau, da. Să mă delectez puțin. Să mă mai cultiv. Pentru asta sunt. Da, 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 că nu prea sunt cultivat. M-a jurat lumea că sunt analfabet, că nu știu ce. Cu ocazia asta mai învăț și eu. Dulce Amar, film documentar, invitație. Este o invitație aici, la un film. Vă mulțumim pentru donații. Acceptați și donații aici? Da. Și cine știe cât bani s-a strâns aici? Nu știți. Noi știm și comunicăm. Da? A, deci numai dacă sunteți dumneavoastră cinstit, donația asta ajunge în întregime. Dacă nu, da, dacă, aveți, dacă dumneavoastră decide să nu ajungă toți banii... Nu cheltuim cinstit, nu cheltuim pentru activități de bibliotecă care se pot finanța din buget. Atunci nu dați. Nu, nu-i vorba că dai eu sau nu dau. Dar banii ăștia, de asta mă uit aici și susținătorul bibliotecii. Da, avem asociație. O asociație a bibliotecii care mai organizează activități. Știți de ce vă spun? Că știam că să mai dă câteodată și la donații să mai dă și cei ONG sau ce? Ce este ONG ăsta aici? Da. ONG? Da. Și cum se numește ONG-ul? Asociația Copiilor de Pretutindeni. Nu scrie. Nu scrie. General. Susținătorilor bibliotecii. Păi de asta nu e ONG, susținătorul bibliotecii. Asociația susținătorilor bibliotecii. Deci asta, așa se numește. Voi pe am înțeles. Adică ca să susținem biblioteca. Dar nu dați un bon aici ca să puteți. Deci dacă bag 5 lei aici, de exemplu, acum, eu nu știu dacă ajung la un scop ăsta. Păi i-am băgat acum, domnule. I-am băgat acum. I-am băgat acolo acum, deci, banii. Totuși, crezi că noi folosim... Nu știu, eu vă întreb, adică nu, eu pot să cred orice. Eu i-am băgat acum, ați văzut, i-am băgat 5 lei acolo. Da. Zic ca să sprijin actul ăsta caritabil aici. Dar nu știu dacă o fi... Dacă nu se dă nicio chitanță, nu, niciun registru, nimic. Și dacă vă rugăm, atunci știți, nu? Deci asta este... Da, bărăi că este un registru și... Cititorii noștri dau bani. Uite un leu, câte 2 lei. Da, 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 eu v-am dat 5 lei, problemă. Cititorii ne cunosc. Știu
ce facem? A, vă cunosc pe dumneavoastră, am încredere. Să mergi pe încredere aici, ca și la biserică. Adică îi dai la călugăr și să mergi pe încredere, că îi duci banii la mănăstiri. Și de fapt mai ajung acolo 10%. Și uite așa se învârte rata. Da, eu pot să cred orice, v-am spus. Eu știu că și donațiile astea din asociații și așa mai departe trebuie să aibă un registru. Nume, prenume, semnătura, câți bani s-au donat. Aveți acel registru? Nu-l aveți. Să merge pe încredere. Da. Pe încredere să merge și în toată România asta, numai pe încredere, să merge și să ales praful din țara asta. Cum? Deci nu o să credeți că încrederea e ceva rău. Încrederea... Nu există, nu poate să fie. Păi n-ați văzut că și într-o familie există divorțuri, până la urmă, care sunt tot așa, în fața primarului să... Eu nu cred că toți românii sunt toți și toți... Își jură credință eternă. La dumneavoastră a jurat dumneavoastră credință eternă la aici, la donații? N-a jurat. Deci și politicieni, ați zis cum pun mâna pe Biblie și spun, domnule, jur că respect legea și nu fac asta și după aia îl vezi că l-a luat mascații. Asta e cu încrederea, înțelegi dumneavoastră? De asta v-am spus, că mi s-ar fi părut cinstit și corect să aveți un registru. Domnule, cum te numești dumneata? Cutărică. Semnătura, câți bani ai donat? 3 lei, 2 lei, 1 leu, 7 lei. Poftim aici. La sfârșitul lunii aveați registru. Uitați, domnilor, câți bani s-au strâns în cutia Milei. Facem cu ăștia cu tare lucru. Pentru bibliotecă, cum spuneți dumneavoastră. Și așa văd, adică nu știu. Și nu vii aici la bibliotecă, mă, frate. Cât ți-ai angajat să te iau, domnilor? Că sunteți cel puțin vreo 6 care am văzut eu. Și vă pare mult? Nu, dar văd așa, desfășură de trupe aici. Zic, văd desfășură de forțe, de trupe, adică prea mulți angajați. Prea mulți? Da. Credeți că nu avem prea mulți? Și pe sus am văzut vreo 3, 4, vreo 6. Știți că ați văzut oameni, nu știu. Da, nu știu, că m-a expulzat de acolo, mi-a zis că n-am voie, că aici e cu publicul, acolo e cu cafele, cu nu știu cu ce e acolo. Da, era un minibar acolo, bibliotecă. Nu știu ce e acolo, nu știu, că nu mi-a zis. Ați fost în bucătărie? Sau da, așa, da, bucătărie, da. Fiecare instituție are. Are, da. Așa e. Mi se pare corect. Nu? Da, mergeți în Germania și vedeți câte cafebaruri au aia deschise în instituțiile statului. Să rămână. Lucrați la bibliotecă? Da. A, nu, pe de asta, că nu știu, am văzut că vă plimbați pe aici. Da, plimbați-vă, domnul. Să vă ajut cu ceva. Nu, n-aveți cu ce. Dacă sunt cu domnul acum. Mai trebuie să au o carte, dar dacă... Da, mai trebuie să au o carte. Dar nu trebuie pe dânsul dacă... Eu, altcineva, ia. Ce-i, trafic mare. Nu vă descurcați să îmi dați bonul? Vă ajut eu dacă... Am schimbat... Codul. Vă ajut eu dacă nu știți. Postul de atunci, sper să nu facem vinul. Dacă nu ai ce să pui... Cărțile te împrumutăm. Traista cărții. O sacoșă textilă. A, ne da sacoșe dacă nu avem ce să punem cărțile. Asta cred că zice acolo, nu? Da, sacoșe. Asta de aici. A, sacoșele astea. Da. Da, de dați dumneavoastră ca să ne cărăm cărțile acasă. Da. Dați-mi vă rog. Da. Dați-mi vă rog. O istoria românilor, de exemplu, vreau să... Haideți, vă rog, da. Puteți, păi nu, cere pentru un împrumut. Și aveți acolo, am înțeles. La sala de lectură
Poți să o vizitez. Da, mă interesează și istoria maghiară, dar vreau să văd, vreau să văd prima dată, să dau o tură, să văd și eu cum arată aici. Da? Dați-mi permis, dacă tot. Nu, permisul rămâne aici în față și când ieșiți. Ah, da, da, bine, doamne, gata, am înțeles. Nu mai vreau să mă uit, nu pun mâna pe nimic. Vedeți că vă arăta. Nu pun mâna pe nimic. Mai puteți să vă uitați la care... Nu, că să văd. Ia uitați, istoria României. Da, avem. Deci este, da. Există. Păi și vedeți. Păi cum să nu există? Păi există. Și dar toate cine astea... v-a spus că nu există? Dar n-am spus, am mai fost în toate bibliotecile și n-am văzut-o. N-ați văzut? Nu. Păi nu există. Da. Există în fiecare bibliotecă. La Convenția Europeană a Drepturilor Omului o aveți? Haideți să mergem la drept. La drept, opa, deci aveți pe categorie păi, aici. Păi, cărțile în bibliotecă sunt aranjate după științe. Puteți să spuneți câte volume aveți în total aici? La secția de împrumut, da, 82.564. 82.000. Cât un oraș întreg. Mai... Și populația Sfântului Gheorghe cât? Da, cât locuitori toată astea? Biblioteca întrebați. Nu. În toată biblioteca e stare de 100.000, să înțeleg. Nu, în toată biblioteca județeană a județului Covasna. Aici, în clădire, avem 240.000. Mai multe cărți ca și cetățeni. Ia să vedem, ce găsim noi. Ce ați vrea? Convenția? Păi, da, convenția. Care ați spus? Ia uitați, enciclopedia. Uniunii Europene și asta e super tare cartea. Da. Avem destule de... Dar cine vi le-a cumpărat? De la de aici, la Consiliu, de la asta? Cum? Cine? Că au fost donate. Nu, fost cumpărate. Cumpărate. Păi, noi avem bugetul de la Consiliul Județean. Ia uitați, fraților, codul de procedură civilă, codul de procedură... Deci păi, există inclusiv aici, în limba română toate cărțile. Asta vroiați, nu? Tot. Da, asta este. Ia uitați. V-am zis. Cea mai tare carte. Da. Există. Da. Cum să nu? Și pe asta o recomand să o citiți, să o citească toată Eu am terminat administrație publică, deci știu. Deci asta, de exemplu, ați dat un examen să intrați aici. Dar nu știu dacă toată lumea a dat un examen. Da. Toată lumea, nu? Păi da, în administrație publică. Da. Am găsit pentru alte zone rurale, în la bibliotecă de Mala la Bătaie, nu? A chemat poliția. Intra fără examen pe post. Dumneavoastră, dacă prin ceea ce am făcut eu, crezi că am încălcat legea cumva să chemați poliția sau asta? Nu. Dar vedeți dumneavoastră că am fost la lunca de jos sau de jos, da? Și a chemat poliția doamna de la bibliotecă, fără să fac nimic. Tot așa am întrebat și eu de două cărți. Noi, dumneavoastră, sunteți... Stați că cine știu. Sunt? Știu cine sunteți. Cine mai sunt? Cum era? Deci știți cine sunt până la urmă. Nu, dar am auzit ați despre... Auzit? Ce ați auzit? Stați, că pentru... Cum zic? Voluntar? Ce fel de voluntar? Cum activistul? Zicea? Activist, da. Activistul buzoian. Da, dumneavoastră sunteți. Da, eu sunt, da. Da? Bună ziua, Cerviu Benedecciu sunt. Da, îmi pare bine de cunoștință. Numele nu aveți, nu mai activistul buzoian. Nici Robert Gabriel mă numesc. Așa, am dat la domnul. Bine, dar eu n-am înscris. Da, știți ce se întâmplă? Mă bucur că văd în această bibliotecă. Este o bibliotecă multiculturală, am văzut și în limba germană, am văzut cărți, am văzut și în... că vă arăt în am văzut și în română, și în maghiară, și în toate. Adică și am văzut că este ceea ce trebuie să fie, înțelegeți dumneavoastră? De la istoria românilor până la codul civil, drepturile omului, tot ce trebuie. Da. Să fie. Să vede că sunteți profesionist. Da, și enciclopedică, da, literatură română, da. Haideți să vedem ce... Literatură română, ați spus că aveți acolo? Da, toată jumătate sală. Mamă, da. Bun. Da, sunteți de lăudat. De engleză, da, văd, engleză. Toată în engleză și avem încă o sală la etaj. Da, gata, nu vă mai rețin că... Spaniolă, germană, da, italiană. Aveți și în spaniolă? Și câteva cărți, da. Și literatură. Da, și aici toată literatura română. Da, toată, și antologiile, gramatică, aici e alte literaturi, japoneză. Da, alte, toate. Da. Auzi, da, să dau cărți împrumut aici, să dau. Da, da, cum să nu? Bine. Omul intră, da, am înțeles. Permis și poate să... Da, păi de asta, da. Dacă nu e din județ, poate să stea în sală de lectură și constateze acolo. Nu mai merg, că am văzut că sunteți prea pregătiți.
M-ați dat pe spate, ce să mai... Păi nu, o să, suntem de ok, nu o să iau... dăm pe spate. Asta o să normal. Iau, da, o să iau asta. Asta e normal. Și haideți numai că vreau să văd cum arată și acolo, să-mi arătați. Sala de lectură? Da, să văd și acolo. Haideți. Ce... Dacă tot am făcut permis... Păi da, acum să intrați. Auziți, dar cetățenii cu handicap nu au o rampă. Încă nu, că acum e în pregătire. În pregătire. Da, și de ce că cealaltă... sunt cetățeni cu handicap care vor să vină la bibliotecă și nu știi, pot, adică trebuie să știi. Știi, dar o rampă din spate, da, e... Da, păi de asta am văzut acolo. Da, da, nu, e intră aici. A, vin pe aici, pe spate. Da, că am acolo înțeles. Se poate, că am nu înțeles. E... Da, da, da. Sunt acolo, da, da, da. Și... Dar stați aici, da, sala da, da. De lectură trebuie încet. Încet, nu, că nu mai vorbesc. Nu vreau să văd cum arată. Da. Da. Gata, am văzut, am văzut, am văzut, gata. Da? Aici avem, da, da, da. Aici avem ziarele, da, da. Ziarele. Observatorul de covaz. Da, deci, ce să mai... Da. Da, am văzut, am văzut, am văzut. Ziarul financiar. Da, observatorul de covaz. Da, nimic de comentat. Gata, să rămân, am înțeles. Asta ce este aici, doamne? Ce este? Este, cum se spune, mama. Este mama. Făcută de un sculptor de aici. Am înțeles. Și ne-a donat, da, acolo stă. Doamnă Sărămâna, mi-a făcut o deosebită plăcere să stau adevărul cu dumneavoastră. Da, sunteți, ați filmat tot. Tot am filmat, eu filmez. Și ați cerut voie? Nu. Nu. No, dacă sunteți un adevărat activist. Nu sunt activist, sunt un simplu cetățean. Dar și dacă sunteți intrați undeva, așa este, omenesc, să întrebați mai bine... Ce să întreb? Dacă este o instituție a statului, nu mai am nevoie să întreb nimic. Pe mine mă interesează comportamentul funcționarilor. Nu legislația, dar omenescul spune, păi nu, că dacă o să spun vă că... place da, să da, vă nu. Pun pe dacă... Facebook... Fețele? Este un lucru legal, nu este, adică nu, legal, pentru că dar... sunteți într-o instituție a statului, da, plătiți, da, din bani publici. Pe mine ce mă interesează comportamentul funcționarilor față de cetățean, pentru că sunt funcționari care mă înjură. Mă credeți că eu vin de la, cum îi spune acolo, asistența socială, am crezut că e primăria Sfântului Gheorghe și am fost înjurat în repetate rânduri de către un domn care e plătit din bani publici acolo, de față cu două doamne? Și cu alți cetățeni, vedeți, dar... acel om nu are ce să caute, doamne, într-o instituție publică, să mă înjure, să mă înjure. Singura, deci rugămintea mea, ceva. Altă dată, când intrați undeva și vrem să filmați un străin, da, eu vă respect, cu față, ascultați-mă puțin, eu vă respect pe dumneavoastră. De filmat nu e problemă, dar fața să nu arătați... Nu, doamne, ce problemă, nu, ce, dacă... Auziți? Suntem așa de film, de nu, film. Ba da, sunteți. Auziți, doamnă, știți care este problema? Scopul, scuză mijloacele, fața nu, și chestiile, fața nu și chestiile acestea niciodată nu pot să împiedice afarea adevărului. În interesul public justificat, adică în probleme de interes public justificat. Eu am venit aici să mă lămuresc că totul este așa cum credeam eu că trebuie să fie. Și într-adevăr, mi-a plăcut, deci nu mă așteptam să găsesc dovadă că dumneavoastră sunteți o profesionistă și știți ceea ce e. Pentru că am fost în biblioteci în toată țara, și am găsit fel și fel de oameni nepregătiți, angajați acolo ori pe pile, ori pe chestii în acestea, acum, fără concurs. Acum să zicem și... în Ghimeș unde ați fost, acolo eu am văzut filmul. Ați văzut? Și acolo erau cărți în mână, dar dumneavoastră ați mers pornit de ideea că nu există. Nu, erau, dar știți câte erau? Câteva. Păi eu am fost în biblioteca, păi, aia și nu, cunosc, bun, și nu așa și, e. Și acum, de ce trebuia doamna să cheme poliția, să cheme primar? Ce făcuse eu? Eu dacă dumneavoastră vă spun acum că nu sunt cărți din baronul dumneavoastră, chemați poliția, doamnă? Nu, dar acolo erați foarte pornit. Păi nu era doamnă pornit, prima repun. Da, 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 nu e nicio problemă, a trecut, da. Gata. Să rămână, sănătate, la revedere, numai bine. O doamnă super profesionistă și super de treabă, să vede că este ceea ce trebuie să fie aici în bibliotecă. Mai avem și oameni în România care sunt oameni deosebiți, cum e această doamnă, da?
Ați văzut ce reacții au prin bibliotecile din țară și că suntem pregătiți și cum sunt băgați acolo pe pile, pe nu știu ce criterii.